Elevii și preșcolarii intră de vineri 20 iunie în vacanța de vară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Elevii de clasa a 8-a și cei din anii terminal de liceu au luat vacanță mai devreme în vederea susținerii evaluării naționale și a examenului de bacalaureat. Anul școlar viitor va începe pe 15 septembrie. Elevii, preșcolarii și dascălii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare, prin excepție pentru clasele terminale din învățământul liceal. Anul școlar va fi de 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat, prevede un proiect de ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Pentru clasele terminale de liceu, cursurile se încheie în data de 29 mai 2015, iar pentru clasa a 8-a, anul școlar va avea 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Astfel, cursurile claselor a 8 se vor încheia în data de 12 iunie 2015. În perioada 1-9 noiembrie 2014, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă va începe sâmbătă 20 decembrie 2014 și se va încheia duminică 4 ianuarie 2015. Cursurile vor începe luni 5 ianuarie 2015 și se vor încheia vineri 30 ianuarie 2015. Vacanța intersemestrială este cuprinsă între 31 ianuarie 2015 și 8 februarie. Cursurile semestrului al doilea vor începe luni 9 februarie 2015 și se vor încheia vineri 10 aprilie 2015, iar vacanța de primăvară este cuprinsă între 11 aprilie și 19 aprilie, urmând ca elevii să se întoarcă la cursuri luni 20 aprilie până vineri 19 iunie.